Salut! Mă numesc Andrei și vreau să vă povestesc cum tatăl meu a ajuns să aibă grave probleme cu legea pentru că nu suporta niciun copil și când vedea unul, îl lovea. Știu că pare ciudat, însă am aflat între timp că totul e din cauza unei probleme psihice pe care o are. Acum vă dați seama ce făcea cu mine dacă pe alți străini îi lovea. Tatăl meu a fost mereu dur. De când eram mic, am auzit de la el doar expresia "bătaia e ruptă din rai". Dar niciodată nu mi-a zis vreun "te iubesc" sau să-mi ofere vreo îmbrățișare. Nici măcar atunci când îmi era rău și eram bolnav, nu avea nicio compasiune față de mine. Dacă greșeam cu ceva, oricât de mic și nesemnificativ, îmi luam bătaie de la el și din păcate mult timp am crezut că e normal, fiindcă atât mama cât și bunicii mei îmi spuneau asta. Tata mereu a avut o ură față de copii, în special de adolescenți. Nu știu de ce, dar dacă venea vreun coleg la mine și făcea ceva, tatălui meu nu-i convenea. Se apuca să-i dea câte o palmă peste cap sau să scoată cureaua la el, ceea ce e ilegal, evident. Nu poți să ridici mâna la copilul altuia. Dar din nou, eu nu am știut până cineva nu s-a revoltat. Evident că după acele faze, toată lumea refuza să vină la mine. Și nu doar atât. Eram făcut de râs prin toată școala pentru că toți îl făceau pe tata psihopat și nebun. La un moment dat mergeam cu tata spre bancă, fiindcă avea ceva de rezolvat. Și deodată îl văd schimbat la față. Văzuse un băiat de vârsta mea care fuma undeva pe o bancă. Atunci s-a dus la el și i-a luat țigara din gură. A aruncat-o pe jos și s-a apucat să-l amenințe și să-i dea palme după cap. Vă dați seama că băiatul era șocat și speriat. Adică a apărut un om oarecare de nicăieri și s-a apucat să-l bată. Eu am încercat să-l opresc, dar când mi-a zis să tac, am făcut-o, fiindcă știam că următorul aveam să fiu eu. Băiatul acela a început să țipe și i-au venit mai mulți oameni în ajutor. Oameni care, evident, l-au luat pe tata la întrebări și au chemat poliția. Când poliția a ajuns, l-a luat pe tata deoparte și a început să le ia la întrebări. În același timp, eu am vorbit cu băiatul respectiv și mi-a cerut scuze în numele tatălui meu. Îmi cer scuze pentru tot. Tata așa e. Se aprinde repede când vede ceva ce nu-i convine. Așa se comportă și cu mine. Sper că ne poți ierta și să nu escaladeze toată treaba asta. Ce îmi pasă mie că tatăl tău se enervează repede sau nu? Să se enerveze pentru ce faci tu, nu pentru ce fac eu. Pe mine nici nu mă cunoaște. Ce-i pasă lui dacă eu fumez? O să afle și părinții mei de asta și va fi vai de el. Închisoare scrie pe omul ăsta nebun. Hai să nu exagerăm, poate poți trece peste asta. A avut și el o zi proastă. Mai mult ca sigur s-a învățat minte. În viață trebuie să învățăm să trecem peste și să iertăm. Ce să iert? Nu iert nimic. Nu dau părinții mei în mine și nu mă ceartă și vine unul cu apucături de pe stradă și începe să mă lovească. Cât de aiurea poate fi asta? Rușine să vă fie. Omul ăsta care zici că e tatăl tău nu merită să fie liber. Nici la închisoare nu e bine. Trebuie să fie închis la un spital de nebuni, acolo printre frații lui. Am o întrebare. Și cu tine se poartă la fel? Că așa pare și nu e în regulă. Îl înțelegeam, dar v-am zis. Cumva, eu eram obișnuit cu atitudinea tatălui meu. Cumva, am crescut așa. L-au luat la poliție, dar i-au dat drumul, deoarece părinții băiatului au fost atât de supărați pe fiul lor că fuma, încât nu au mai depus plângere și tata a fost lăsat în pace. Eu am crezut că chestia asta va schimba ceva în mintea lui, dar se pare că nu. Avea aceeași atitudine agresivă față de adolescenți și nu numai. Ca să vedeți, cireașa de pe tort a fost când a venit cu mine și cu clasa ca supraveghetor în excursie. La școală urma să avem o excursie și printre profesorii care veneau, cereau și un părinte supraveghetor. Cel ce trebuia să vină inițial s-a îmbolnăvit și a ajuns la spital. Și la următoarea ședință, tata s-a oferit. Eu știam ce implică treaba asta. Știam că tata nu se va controla printre atâția adolescenți nebuni. Așa că am băgat scuza că nu mai vreau să merg. Dar e evident că asta nu a funcționat. Ba chiar mi-am luat-o tot eu pe coajă că a plătit pentru excursie și mai apoi eu aveam să refuz. Colegii mei care știau situația deja erau panicați. Chiar vine tatăl tău în vacanță? Tocmai el s-a ales să vină? Păi dacă știam nu mai veneam. Ce o să facă cu noi în excursie? O să scoată militaria din pod? La el acasă își face de cap. Dar acum o să trebuiască să ne suporte, că doar nu o să ne ia la bătaie pe toți. Nu mai vorbi așa, că nu se va întâmpla nimic. Tata s-a implicat în asta, fiindcă era nevoie de cineva și nimeni nu s-a oferit. Dar clar nu va exagera cu nimic. Vă rog să nu mai vorbiți urât de el, că se aude și așa doar prinde ciudă pe voi. Nu e ok să jigniți și să bârfiți. Nici eu nu vorbesc de părinții voștri. Păi părinții noștri nu sunt nebuni. Părinții noștri nu dau palme și pumni altor copii care vin în vizită la noi. Dacă tatăl tău face de-astea, trebuie să-ți asumi că omul nu e normal. Și logică se vorbește despre el. În fine,
Nu vreau să mai deschid subiectul ăsta. O să vină și veți vedea cu toții că nu face nimic rău. Și o să regretați că spuneți asta. Suntem oameni și toți mai avem momente când exagerăm pentru că ne enervează careva. Acum, fie ce o fi. Eu nu știam cum să-l mai scot pe tata și să-i găsesc scuze. Dar fie vorba între noi, nici eu nu credeam în ce spuneam. Venise și ziua excursiei și toți s-au pus să se joace cu nervii tatălui meu. Efectiv, făceau orice intenționat ca să-l enerveze. Și la un moment dat, a explodat. Și i-a dat pe doi dintre colegii mei cap în cap. Pur și simplu i-a prins și i-a pognit atât de tare încât unuia i-a pornit sângele. Atunci a fost chemată iar poliția și la întoarcere au venit toți părinții care nu au mai dat înapoi și au depus plângeri. A fost haos și tata a avut mari probleme cu legea și nu doar atât. S-a aflat și de comportamentul lui din trecut și i s-au făcut mai multe controle psihologice. Și uite așa am aflat că tata chiar avea probleme grave. După mai multe procese s-a decis să fie pus sub tratament și să stea vreo 3 luni închis la clinica de psihiatrie. Evident că nu m-am bucurat, dar habar n-aveți ce liniște și pace era la noi în casă. După ce s-a întors, a fost o perioadă ok, dar iar și-a reluat activitățile. Pentru noi era clar că nu avea cum să se vindece din asta și bunicul meu a decis să mă scape de acest lucru și să mă ia la el. Cel mai bine ar fi să vii la noi acasă. Nu vreau să te îndepărtezi de părinții tăi, dar vreau să-ți fie bine și să te ocup de școală. Am încercat să vorbesc cu tatăl tău, dar a fost degeaba. Din păcate nu îl putem aduce pe drumul cel bun. Ți-aș fi recunoscător dacă îl mai lua la tine. Adică îmi iubesc părinții, dar uneori să trăiești cu tata e groaznic. Stau mereu cu frica în sân pentru orice fac și nu mai dau randament în nimic. Plus că acum trebuie să interacționăm mult cu colegii și avem proiecte comune la școală. Iar eu rămân mereu pe din afară din cauza că tuturor le e frică de tata. Ok, o să vorbesc cu mama ta și facem schimbarea cât mai repede. Măcar să termin și tu anul cât mai bine. Sper doar să nu avem o ceartă și mai mare din cauza asta. Dar găsim noi o scuză. Îi vom spune că e pentru liniștea lui. Da, așa e cel mai bine. Îți mulțumesc din suflet. Nu credeam că o să facă cineva ceva pentru mine. Mi-aș dori foarte mult ca violența asta să înceteze. M-am săturat să o văd mai ales în familii. Și nu știu de ce în România încă e văzută ca ceva normal. Ei bine, nu! Nu este! Violența nu e normală și nu trebuie acceptată. Nici în familie, nici în societate. Eu am fost învățat să o accept, dar nu trebuia. Așa că aceasta a fost și povestea de astăzi. Și nu uitați, dacă și voi aveți o poveste din care cu toți avem ceva de învățat, o așteptăm să ne o trimiteți pe e-mail și cu siguranță o vom face dacă ni se pare interesantă. Nu uitați un follow și pe Instagram ca să vedeți ce mai facem și acolo, linkul este în descriere, abonați-vă și noi ne vedem data viitoare cu multă pace și iubire. Salutare!